Na, bună dimineața de la Borșa. Astăzi particip la Rodney Sky Race pentru a doua oară la rând. Anul trecut am participat tot la traseul Galațului la 20 de kilometri cu vreo 1200 de metri diferență de nivel, ceva de genul. Doar că anul ăsta o să pară un traseu nou pentru că e inversat și mai este și o porțiune nouă de finish care, din câte am văzut, e pe pârtia deschisă, deci o coborâre din asta abruptă. E legeră prima porțiune, pentru că mergem prin sat până la cascadă, nu e urcare foarte abruptă. Abia de la cascadă se înceapă urcarea susținută. Foarte fain, deci prin sat, o grămadă de pensiuni în principiu, chiar aici lângă pârtia Borșa. Da, imediat o să scăpăm și de asfalt. E foarte fain. Aici pe margine trece râul și destul de nervos. Și s-aude foarte mișto. Și ați două o stare faină când alerg. Și începem să vedem și munții încet. Până acum erau blocați de viluțe. Și undeva pe acolo sau să ajungem și noi. Ideea e că e exagerat de cald. Cum de altfel ne-am așteptat în iulie. Dar speram totuși la o zi mai noroasă, nu neapărat ploioasă, dar noroasă. Curge bine râul, anul trecut nu era așa de nervos. Am văzut și am terminat porțiunea asfaltată. Și acum urcăm încet pe Bolovănișul în principiu. Porțiunea asta e comună și cu traseul de anul trecut, doar că de data asta să ne despărțim la un anumit punct și o luăm chiar de undeva. Să încercăm pe cât posibil să nu ne udăm la picioare, că de-abia kilometru 2. N-am vrea să alergăm toată cursa cu picioarele ude. Din câte am înțeles, cei de la 30, de la taxeul pustrelor, au de trecut și un râu. Sau cel puțin așa zicea la ședința tehnică. Ne vedem. Adică noi nu vedem, văd ei. Dacă aici, pe cărare mai curge așa, deci acolo câte un râuaș. Și aici în stânga trece râu, nu știu pe la ce kilometri, pe la 5 sau ceva de genul. O să ajungem și la cascadă. Și de-abia de acolo începe urcarea hardcore. N-am spus să încerc bețele, pentru că vreau să-mi iau presiune de pe picioare. Mâine am și un triatlon de făcut, doar sprint, dar aș prefera să nu mă resimt așa de
tare, plus că traseul de bicicletă de mâine are foarte multe ups and downs. Pe o buclă de 20 de kilometri sunt vreo 350 de metri diferență de nivel. Vei ceva. N-am reușit să nu mă urc, ceea ce e bine. Bun, și știu că pe aici, pe undeva, anul trecut, am decis să aștept pe Florina, pentru că am văzut că începe urcarea mai abruptă și era prima ei cursă cu o diferență de nivel mai mare și până în vârf am urcat împreună. Și ca norocul intrăm în pădure, cel puțin o porțiune mai scurtă și ne mai răcorim. E cald. Am vreo 20 de grade la start. Și cam atât a fost porțiunea umbrasă. Mai vine ceva în față, dar nu suntem acoperiți în totalitate de brazi. Tot în urcare. Kilometrul 3,1. Ca norocul, mai avem parte și de umbră. Destul de umed solul, deci mă gândesc că o fi plouat destul de recent. Dar e umed așa că ți-ai un grip mai bun, sincer. Deci e bine. Kilometrul 3,6, deja am acumulat aproape 400 de metri diferență de nivel, deci am făcut cam un sfert din urcare. Salut! Bravo! Mulțumim! Avem și susținători pe traseu. Bun, hai că e mai alergabil un pic pe aici. Ah, ce noroi! Am fost atent pe la ce kilometru e cascada. Da. Mă găseam pe la kilometru 5, deci mai avem cam un kilometru și un pic până la cascadă. Aici bine să și alergi un pic. În mod normal n-aș fi scos bețele, pentru că nu e, cel puțin până aici n-a fost o urcare atât de abruptă, dar vreau să-mi iau presiunea de pe picioare un pic, pentru că, după cum am zis, am triatlonul mâine și vreau să trag mai tare acolo. Acum, bineînțeles că nu se aplică în adevăratul sens al cuvântului tractare, pentru că dacă chiar voiam să trag tare, nu veneam la cursa asta. Ah, las că e bine și așa. Ardem calorile din vacanță. Începe să se vadă din ce în ce mai fain. Se văd stâncile în față și în dreapta. Și pe aici, cu cât urcăm, cu atât se aude
râul mai tare, curge mai puternic. E foarte, foarte faină zona aici. Ca și traseu, printre cele mai faine trasee de trail pe care le-am făcut. Ce avem aici? Avem un cuțu. Salut! Salut! Bravo! Mersi! Spor! Mersi! Hai! Deci, am reușit să nu ne udăm până acum. Mare realizare! Acum 2 ani, la Bucovina Ultra Rocks, prima dată când am făcut traseul de 33, de la începutul traseului, nu știu, pe primii 5 km am călcat într-o băltoacă din aia cu noroi, cu apă, cu de toate, și am făcut toată cursa ud la picior, piciorul drept mi se pare. Mi s-au făcut niște bășici și niște iritații și de atunci eu știu că există riscul să mă ud. Mai au o pereche de șosete la mine. Nu ar ajuta foarte, foarte mult, pentru că Adidas și rămân așa semi-uzi. Se usucă mai repede pentru că sunt din ăștia de trail, dar tot mai bine să schimb șosetele dacă e super. Și am ajuns la cascadă. Cascada Cailor, cea mai mare cascadă din România. E superbă priveliște. Anul trecut am văzut cascada în coborâre din partea stângă. Dar venind de jos, așa în urcare, e cu mult mai impresionantă. Și de aici începe urcarea abruptă. Deci de la cascadă avem numai urcarea abruptă. E de kilometru 4,6. Și cascada e acolo jos undeva. Urcai cam 100 de metri. Dar greuț. Mai știu dacă pe aici am coborât anul trecut. Mai țin minte? Da, e în vlogul trecut. Deci de la cascadă n-am făcut nici 500 de metri, dar extrem de abrupte de cum urcă alergătorii sau, mă rog, cățărătorii. Așa în spate. Cred că dăm de primul punct de hidratare. Văd un stea cu ProNutrition. Asta ar fi la kilometru 5,2, ceva de genul.
Prima porțiune de urcare. Mersi. O bere n-aveți? Nu avem bere aici. Da? Mă întorc, acum și vin înapoi. E bine, da. Ne-am energizat cu o bucată de caș la kilometru 5,2. Avem 738 de metri acumulați. Asta înseamnă că avem probabil vreo 400-500 de metri maxim. Sper doar să nu mai fie așa de abruptă urcarea. De fapt, sper să fie abruptă urcarea și să nu fie abruptă coborârea. Aici mai e mai alergabilă situația. Până la următoarea urcare, probabil. Nu dau seama pe unde o să ajungem. Ori acolo în față, ori aici, în dreapta. E bine să-ți dai drumul la picioare un pic. După urcarea aia, dar bag de seama că o să mai urmeze ceva abrupt. Am bun, și văd că o luăm pe acolo, așa. Nu văd alergători încolo spre vârf, așa că nu știu exact până unde să ajungem. Dar deja avem aproape 900 de metri acumulați. Înseamnă că foarte, foarte multă urcare nu o să mai avem. Cert este că o mini urcare, cel puțin, avem acolo în față. Parcă altfel te bucuri de cursă când mergi așa încet. Uite la peisaje. E bine că nu-mi simt picioarele obosite încă și plănesc ca la finish să-mi bag un pic picioarele în râu. Încercăm o scurtă recuperare musculară. Apoi ne ungem cu toate unguentele și sperăm că mâine la triatlon să fim bine. Și am ajuns la porțiunea de urcare din nou, pe Pietri și Bolovăniș. Și într-adevăr avem 900 de metri acumulați până aici. Și mai avem vreo 2-300. Trebuie să fie din ce în ce mai ușor traseul. Cel puțin din punct de vedere al urcărilor. Să vedem cum va fi coborârea. Dacă e tot așa de abruptă, cred că o să fiu mai lent pe coborâre decât pe urcare.
Ia să vedem, reușim să nu ne udăm. Reușim. E bine. Aici tot ups and downs, așa micuțe. Coborâm 50 de metri, urcăm 50 de metri. În schimb, e extraordinar de bine să mai răcorit aici, sus pe munte, pe creastă. Și pe lângă că s-a răcorit, bate și un vânt așa răcoros. Și e extraordinar de bine. Bun, deci am terminat urcarea. Kilometru 7,7. Și vă uitați în față, avem tot dealul ăsta de urcat, sau mă rog, urcăm pe creastă și pe urmă o luăm, uite așa, cred, cel puțin pe acolo văd oameni, nu-mi dau seama dacă sunt alergători sau oameni care fac trekking. Dar un lucru cert, urcăm acolo sus. Pe aici ne intersectăm cu o grămadă de oameni care fac trekking, drumeție. Așa mi-aduc aminte de porțiunile astea, potecile astea înconjurate de brăduleții ăștia, de-am zis că e spălătorie de oameni. Te periază bine, te spală dacă sunt umede trengile. Abruptică și urcarea asta. Dar măcar știm că nu mai avem mult de urcat. Mers bine până aici, dar a mers bine pentru că a fost mai mult o drumeție pentru mine. Mai mult la pas decât în alergare. Dar asta a fost și planul. Nu ne plângem. Cam asta e view în spate. Hey. Și începe coborârea. Ambele trasee pe aici și suntem bine. Ideea e să nu luăm pe traseul lung. Aici pe undeva, probabil pe la, nu știu unde o să fie, dar la următorul punct de hidratare o să-mi bag bețele în ghiozdan pentru că nu o să mai am nevoie de ele. Și mai mult mă încurc acum. Și bidonul ăsta tot îmi iese din buzunar. Da. Oare oițelor le-a fost greu să urce până aici? Cred că a urcat cu mult mai ușor decât noi. Băi, baltă! Aici ne-am oprit un pic și băgăm bețele ca să nu ne încurce. Nu mai avem nevoie de ele. Hai să vedem dacă și reușim. Așa. Hai că bine. Ne grăbim, nu ne grăbim. Mamă, ce-am transpirat cu vestea în spate, tot spatele iud.
No, bun, mai ușor așa, hai. Acum hai să încercăm să îi dăm bătaie pe cât posibil. De aici mai avem așa mici ups and downs, nu mai avem cine știe ce urcări. Văd că ne așteaptă o urcare ușoară încolo. Dar eu zic că am făcut bine că mi-am băgat bețele în ghiozdan, pentru că mai mult ne încurcă pe... mai mult mă încurcă pe mine pe... dacă nu sunt urcări abrupte și ai și coborâri. Mai nou, prefer să filmez cu camera asta, cu 360, pentru că nu trebuie să mă stresez cu cadrele. Se întorc camera în toate direcțiile, cum era cu GoPro-ul. Asta o ține în orice direcție și o învârt la editare. Durează un pic mai mult editatul, ce-i drept, dar e un pic mai lejer în timpul concursului. Partea nasoală e că nu are sunet așa de bun. Nici GoPro nu se aude ideal. Dar asta nici măcar atâta. Și nici calitatea imaginii nu e așa de bună, dar... dar merge. Cât să vezi traseul, merge. Filmez în 4K, dar calitatea nu e așa de bună, adică e un pic de zgomot în imagine. Bun, și trecem la periat. Anul trecut, dar din direcția opusă, în coborâre spre cascade. Dar nu-ți minte ca traseul să fi fost așa de abrupt în zona cascadei. De chiar nu mai țin minte. Salut! E regulă? Am un clamp la tângul. Ah. Se întâmplă! Că ei se întorc spre finish, cei de la traseul Puzdrelor. Bravo, bravo! Și ție! Bravo, bravo! Nu dau seama pentru că nu văd numere. Dar mă gândesc că sunt alergători de pe traseul celălalt. S-a luat? Da. Vezi că e la telefonul ăla. Bravo! Bun! Hai să trebuie să urcăm. E bine. Deci de aici fac de seama că urmează coborârea. Da! Ce faci să vedem dreapta? Nu știu dacă e Borșa acolo, sau alt oraș, sat. Salut! Super alergabilă. Terenul e ok. Cu pietriș așa nu e tehnic deloc. Dar cred că ne așteaptă ceva porțiuni mai tehnice de coborâre. Deci ne periam bine iară.
bine țin minte, o să urmeze mai încolo o porțiune din asta mai, o potecă din asta mai îngustă cu tufe din astea de razi. Uite ce frumos se vede. Și cam așa e la Rodney Sky Race. Pe aici. Aici e porțiunea asta faină. Poate ca printre razii ăștia. Trebuie să ai grijă un pic cum calci, pe unde calci, pentru că sunt bolovani și cei destul de denivelat și n-ai prea pe aici să calci strâmb, pentru că ușor nu o să cobori și nici nu o să vină lumea prea ușor după tine. Ia uite-te aici. Deci aici nu doar că te periezi, aici te alergi și cu niște vânătăi. Dacă alergi și mai dai cu genunchiul într-o creangă din asta. La aproape kilometru 12 și încă e ok. Ok, în sensul că se poate coborî în alergare. Dreapta, bucurându-se de viață, noi ne bucurăm de viață alergând. Ia să vedem, ne udăm. Așa. Hai că bine. De aici sunt toate șansele să calc într-o baltă. Uite, curge așa un pârâuaș pe drum. Și sincer, nu prea vezi unde-i baltă și unde nu-i. Dar văd că curge de acolo, din sus. Așa că am scăpat pe moment. Aici e și mai abrupt și bolovănici din ăsta. Aici, uite, de exemplu, ăsta e genul de drum pe care nu-mi place să alerg deloc. Așa. Hai că am scăpat pe moment. Treci pe 3,2. Aici mai aiurea un pic. Da, o luăm la pas, nu ne rupem gâtul. Și acolo văd un... Cred că la ultimul punct de hidratare, la kilometru 13,5. Mai bine că mi se termină apa. Deci asta e cursa ideală și vremea ideală de a bea o bere la finish. Doar că avem 3 ore jumate de condus până spre Târgu Mureș, pentru că acolo se ține, mă rog, lângă Târgu Mureș se ține Transilvania Triathlon Festival sau ceva de genul, se numește Barnum, prima dată când particip. Așa că o să ne uităm la alții cum se răcoresc cu bere. Noi ne răcorim în râu și apoi o tăiem. De ce grup mare de susținători avem aici? Apă, Izo! Apă! Bravo! Mersi! Bun, mersi! Înainte, glonț! Glonț? Bravo! Este și telecabina?
Ești, unde, încolo? Da. Bine, mersi! Salut, bravo! Bravo, băieți! Înainte glonț. Ia să vedem. Numai glonț să mergem. Mersi! Ce e aici? Și n-am scăpat. Am intrat în noroi frumos. Un lucru cert e că cu 360-ul te cam doare mâna, că ai tendința să lungești bățul ăsta, să te vezi din cap până în picioare. Și ai de puii mei, până în glez n-am intrat, noroi. Aici văd că urcăm din nou un pic. Ai o porțiune din asta mai semi-periculoasă. Hai, dacă ar fi tot prin pădure, cum ar fi? Aici ai, fain de coborât. Asta e o porțiune mai aiurea de coborâre. Asta îmi place mie, dar îi dăm. E cât de ok, am mers până aici la kilometru 14. Atât de aiurea e coborârea asta. Mamă, ce m-am urzicat la genunchi. Hai, iar găuile una după alta. Bine, mergem. Wow! Era frumos. Bă, dar nu mai văd semn. Hai că o iau așa, dar nu-mi dau seama dacă merg bine. Era bine. Sunt pe jos semne din astea făcute cu spray-ul, dar nu se prea văd. Nu mai contează și așa sus, așa că mergem frumos pe aici. Urcăm? Da. Numai de urcare mai încheie. Deci, avem de urcat și destul de abrupt. Hai, deci numai chiar de urcarea asta nu am. Picioarele sunt ok. După cum am zis, n-am forțat. Problema e că n-am chef de urcare. E și foarte cald. Dar mă gândesc că nu e mult de urcat. Singurul lucru bun pe urcarea asta e că e prin pădure. Și la umbră. M-am plâns de porțiunea mai abruptă de coborâre, dar măcar aia a fost alergabilă.
face aici. Deci oricât ne-am ferit de noroi și de apă, pe poteca asta ne-am cam umplut. Adică și aici n-ai cum să te ferești. Bine, e și fain. Acum, sincer, nu mă plâng că mai sunt 5 km până la finish. Era mai nasol dacă ne udam de la începutul cursei. Dar acum e ok. În schimb, aici cu bolovanii ăștia, greu cu alergatul și e și umed și aluneci. Poate nu am ales nici eu foarte bine Adidas și nu trebuia să vin cu Hoka. Dar luând în considerare pace-ul meu, adică pace de drumeție, cam greu să aluneci și dacă aluneci, nu pățești nimic. Adevărat vis pe aici. Așa e, tot așa e. Să vedem cât de lungă e porțiunea asta. Da, mie mi-e frică că și alunec, sincer, cu Hoka. Chiar dacă aș încerca să topui pe pietrele astea, 100% îmi alunecă talpa. Așa că, uite, vezi? Mi-e alunecă. Așa că mai încet. Better safe than sorry. Să nu mergem la triatlon bandajați mâine. Oh, ce e aici? Pe jos era mai bine. Acum e bine și pe aici. Nu știu ce n-ai vrut, mă. Dar urcăm într-una. E poate de la kilometru 13,5, ce că e gata, glonț până la finish. Tare, sper să fim pe traseu bun. M-am uitat așa de bine pe GPX, sincer. Nu țin minte ca înainte de finish să fie urcare așa abruptă. Aia treaba. Pe tot urcăm. Kilometrul 15,2. Deci, de la 13,5, glonț am urcat într-una. Cel puțin pentru moment, pare că s-a terminat urcarea. E chiar de curios cât am acumulat. 1288 până acum. Deci, ar cam trebui să coborâm de acum. Nu știu cât am urcat, de la 13,5 până la 15,5. Am urcat cam 100 de metri. Știu că nu pare mult. Au fost destul de abrupt. Și, da, așa pe final, parcă nu mai aveai nici energie.
Apă, un pic de apă. Un pic. Mulțumesc. Mai pentru ce? În jos? Da. Mamă, adevărată plăcere aici în jos. E o pantă așa, nu foarte abruptă. E un drum nu foarte abrupt, cel puțin aici. Bine, acum suntem pe drept. Da, să vedem ce ne așteaptă. Ne așteaptă oricum pârtia aia de la finish, care nu știu ce lungime are. Și aia e destul de abruptă. 3,17 km. Deci 2,5 km de se vede și telecabina. Și vede ce fain se vede lacul în față. Mi-ar sură de ideea să sar în el, dar nu cred că e voie. A, dacă ar fi voie să faci baie în lac, bine, bănesc, e mai rece la apa aici. Dar se alunecă. Mi-ar sură de ideea să cobor la finish și după aceea să urc până aici. Nu-i mult de urcat. O baie. Ne rece în picioarele mușchii. Și o luăm la drum după aia. Deci urâtă, urâtă rău coborârea asta. Ce nu-mi place. E abruptă, pietriș. Dar nu e problema cu pietriș, e problema că e abruptă și nu... Nu-mi place de nicio culoare. Dar mult nu mai avem. Acolo e plasa aia roșie și cred că facem stânga. Și gata. Dar coborârea e dezastru, deci nu-mi place sub nicio formă. Cât de fain e traseul în urcare și acolo sus pe creastă. E atât de nașpa e acum coborârea. Nu a fost așa, anul trecut a fost cu mult mai fain traseul din punctul meu de vedere. A fost mai ușor la coborâre de pe creastă. Acum cu coborârea asta abruptă, nu știu, nu intră deloc. Deșter băieți! Și vinde pe galațiile! Haideți, 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 haideți! Hai băieții! Hai băieții! Frate, felicitări! Vasile, felicitări! Bravo, super! Haide, haide, haide! 367! Deci medalia nu pe luna! Deci zâmbetul pe buze și numărul de concurs 186! Pe lângă că la punctul de alimentare și hidratare de la finish am avut sarmale și slănină și dulce și tot ce am vrut, mai avem și goiaș cu cârnați și ardei iute. Care mi-l dă Vasile. Da, l-am donat la săraci. Da, bun, o scurtă recapitulare a cursei. Traseul a fost mai greu decât cel de anul trecut. Ziceau că l-a inversat, dar mi se pare că au fost cu totul altul. Mai o rămas creasta, cum ar veni, că oricum n-aveai pe unde altundeva să o iei, deci creasta a fost comună, dar în rest, bineînțeles, mici porțiunea asta de start a fost comună, chiar, dar a schimbat foarte mult din traseu și coborârea au fost foarte, foarte grea, deci vreo, nu știu, 2 km, 1,5 km, 2 de coborâre abruptă, da, abruptă. Nu zic abruptă din aia de puteai să mergi, dar nu mai aveai energie. Abruptă de dacă făceai un pas greșit, nu te mai opreai până în satul mare. Da, din punctul ăsta de vedere, mie personal nu mi-a plăcut așa de mult traseul ăsta. Traseul de anul trecut a fost cu mult mai lejer, mai ușor. Practic, traseul de anul trecut ne-a purtat până sus pe creastă, dar cred că a fost și o diferență de vreo 200 de metri, diferență pozitivă de nivel, mă refer, între traseul de anul trecut și traseul de anul ăsta. Deci am urcat mai mult de data asta. Dar, mă rog, ăsta e trail-ul.
Bine că nu trebuie să trag foarte tare. Da. Că altfel era super, super epuizant. Au fost fain, dar nu a fost mai fain ca anul trecut, sincer.